Oana Radu și Cătălin Dobrescu sunt împreună de mai mulți ani și părea că nimeni și nimic nu îi va despărți. Doar că se pare că lucrurile nu ar fi chiar lapte și miere, iar cei doi ar fi ajuns la separare. Cei doi s-au căsătorit civil în urmă cu trei ani și toată lumea aștepta ca Oana Radu și Cătălin Dobrescu să facă cununia religioasă și petrecerea. Ba mai mult, cei doi s-ar fi despărțit. Dacă de obicei artista nu uita să posteze imagini alături de soțul ei, Oana Radu s-a afișat tot mai rar alături de Cătălin Dobrescu și a șters toate imaginile în care apăreau împreună. Un alt lucru remarcat de fani este faptul că în scurta descriere de pe profilul de Instagram soțul ei era trecut drept manager. Dar în prezent numele lui Cătălin Dobrescu nu mai apare în bio. Dacă toate acestea par doar coincidențe, mai există un detaliu care arată că au ajuns la separare. În urmă cu o zi, Oana Radu a lansat o piesă cu un mesaj puternic, subiectul piesei fiind chiar despărțirea, ceea ce i-a determinat pe fani să creadă că artista și soțul ei nu mai formează un cuplu. De altfel, tot pe Instagram, când Reața spunea, acum patru zile, că trece printr-o perioadă mai complicată și că va povesti la momentul potrivit ce schimbări au apărut în viața ei.